Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi ne aflăm pe canalul nostru Papi de la Straia, așa cum v-am obișnuit. Și o avem pe Marița, cum a început ea să facă gogoși prin târguri și festivaluri prin țară. Da. Ia zi, Marița, nu salut prietenii. Da, vă salut, prieteni din suflet. Și suntem cu gogoși. Să ne începem și noi activitatea noastră. Să plecăm și noi singuri de curând. Așa. Mai facem, nu mai facem. Nu mai oprește. Am oprit uleiul. Este foarte ucis. Așa, dragi prieteni, suntem prin țară, unde avem aici un peisaj foarte frumos, arată splendid de frumos, o să vă mai arăt pe aceea. Este un burș foarte frumos, o să fie foarte multă lume, o să fie cu muzică, cu cântăresc, cu de toate. Ia uitați-vă, dragi prieteni, aici ce de lemne, o să fie un foc de tabără de seară foarte mare. Aici este foarte frumos, avem o biserică în spate. Mănăstire ce este și este foarte frumos acia, o să fie frumos diseară, splendid, o să vă arăt acest vlog, sper să ne urmăriți până la sfârșit, o să fie lume foarte multă, hai să vă mai arăt ceva frumos, ia uitați-vă acolo, este scena, o să ne să cântă foarte mulți lăutare numiți, nu o să dăm nume, filmez de la depărtare, autocar, acolo sunt niște mei de tradiție, de rasă, o să mă duc să-i filmez oile și mei, sunt foarte mie drag. Este un peisaj foarte frumos aici unde ne aflăm, la această sărbătoare, sperăm să fie și foarte multă lume. Astăzi și mâine se organizează sărbătoarea, ca așa. O să filmez mai mult astăzi, o să sper să vă mulțumesc cu acest vlog să iasă frumos, de acum încolo. Uitați, dragi prieteni, aici sunt niște berbecuți de rasă țurcană, foarte frumoși, sunt de rasă, sunt în țarcă aici, cred că au și programul lor, o să-l filmez dacă au vreun program. Dar eu totuși i-am filmat aici, mamă ce frumos sunt, ce gust or avea, mie îmi plac când le pregătesc, știți că meseria mea este de bucătar, ce pregătire aș mai face din ei, într-un berbecuț din ăsta, e câte foarte multe pregătiri aș scoate din ei, ce să zic, rămâneți în continuare pe vlogul nostru, pe canalul nostru Papi de la Straia. Este foarte multă lume aici, este și un râu aici unde curge, frumos, răcoare, relaxare, aici chiar că mă relaxez și eu, da. Dragi prieteni, astăzi în continuare am continuat cu vlogul nostru, exact cum v-am promis cu acest foc de tabără, este foarte frumos aici unde suntem noi, foarte multă lume. Ce să zicem? Foarte frumos. Foarte frumos. La anul nu mai venim aici. Dragi prieteni, vă garantăm lucrul ăsta că nu o să mai călcăm aici. Așa. El este un prieten de-al meu de la Straia, care îi place aici foarte mult, vine de 3 ani. De ani de zile vine aici. În fiecare an se face aici. Eu sunt pentru primul an aici, nu? E foarte frumos aici, e un aer curat. Te iau, vrei să apari și tu? Nu, că mă văd fetele. Te văd fetele, ți-e rușine? E foarte lume mult aici. Ia uitați-vă, dragi prieteni, ce frumos e aici cu focul ăsta de tabără. Da. O să-mi filmez. Ia
foarte multă lume la Bălci. Super tare, super frumos, prieteni. Tot timpul o să vă surprind cu ceva frumos. V-am zis să urmăriți acest vlog până la capăt, că o să fie foarte frumos. Dragi prieteni, o să ascultați și muzică, este sunt Lăutar Live, nu o să dau renume, sunt foarte departe, pe fondal. Așa este, la Bălciuri. Mamă, ce frumos sunt scânteile din foc. Frumos. Hai mă să te bag și pe tine, că nu e nicio problemă. Da, prieteni, suntem aici la focul de tabără. Ne distrăm, am mâncat astăzi o oaie la proțap. Și acum ne distrăm și bem bere. Ați mâncat pe furiș, mă? Da, da. Avem semnal aici și tot. Nu prea avem semnal aici. Dragi prieteni, o zonă foarte liniștită suntem. Aer curat, peisaj, v-am arătat ziua. Îl vedeți la începutul vlogului. Ce peisaj frumos este. Este un peisaj foarte frumos aici. Este la munte, este frumos. Pe drum obliciului. Cu mine nu vii. Stai fonul. Dragi prieteni, avem în continuare pe Marița, după ce am fost acolo la focul acela de tabără, ia uitați la acolo și avem pe aici în forță pe Marița. Ți-a plăcut aici excursia asta? Da, mi-a plăcut foarte mult, dragi prieteni, aici. A fost foarte frumos și pădurăm popor și ne distrăm, dragi prieteni, aici. Ce să vă spun, dragi prieteni, să ne urmăriți în continuare. Dragi prieteni, rămâneți pe canalul nostru și ne urmăriți în continuare. Papi de la Straia, vă așteptăm și cu următorul vlog. Sperăm să vă placă acest vlog, să fie frumos. Așteptăm comentariile dumneavoastră, like-urile în continuare și noi vă pupăm cu drag și vă așteptăm cu următorul vlog. Pa, pa, prieteni, vă aștept acasă.